Nu știu dacă vă credeți ce vreodată m-a spus Panșa. Nu, uite, am spus, dar cu siguranță i-am pregătit pentru a începe festivitatea noastră. Iar de asta se ocupă, eu m-am spus Panșa de până acum, partea dintre reale, mai departe se ocupă cine alta decât colega noastră, Marietica Doșa. Tuturor. Vă mulțumesc că sunteți astăzi prezent în marea noastră familie. Așa cum știți că spun de fiecare dată la partid, noi suntem o familie. Nu-mi place să folosesc un discurs sau să vă citesc un discurs, dar astăzi, ținând cont că avem invitați de marcă, iată că, așa cum mă știți, chiar dacă uneori par mai dură, astăzi... În prisma invitațiilor noștri atât de important și că ne-au onorat cu prezența, cu permisiunea dumneavoastră, mi-am făcut un mic desfășurător al evenimentului. Vă mulțumesc tuturor că v-ați acordat timpul dumneavoastră, că sunteți aici, că sunteți disponibili pentru familia noastră. Mulțumesc colegilor din Alianța Aur și domnului președinte George Simion, pentru că, așa cum știți, dumnealor au împartă un eveniment foarte important, lansarea programului de guvernare și a lăsat acolo ceilalți colegi care am înțeles că vor veni și în mijlocul nostru și a făcut un efort de a fi în mijlocul nostru. Mulțumesc delegației condusă de domnul președinte Marian Cucșa, președintele Partidului Republican, domnul Ionel Petre, secretarul general al Partidului Republican, Monica Cotescu, secretar general adjunct și, nu în ultimul rând, președinta Organizației de Femei, doamna Diana Călin. Mulțumesc de asemenea colegilor din țară, Alexandru Buricea de la Călăraș, Brăila Dorin Petrea. Mulțumesc și presei care este astăzi alături de noi. Întotdeauna în presa din Bacău eu am avut un partener de încredere și de asemenea un partener loial care de fiecare dată când am făcut un pas pe stânga de la drumul drept au fost cei care m-au tras de mâncă. Vă mulțumesc foarte mult! Așa cum știți, ne-am reunit astăzi în marea noastră familie. E greu de crezut pentru unii că suntem o familie, dar iată că întotdeauna demonstrăm că se poate. O familie mare, unită, deși noi între noi, așa cum discutăm întotdeauna când ne întâlnim, suntem ca într-un sătuc. Ne știm problemele, ne știm necazurile. Deci, sunt convinsă că mare parte dintre dumneavoastră, când mă uit în sală, vă văd, mă știți, vă știu,
cu bune și cu rele și cred că ăsta este cel mai important lucru pentru familia noastră. Ne confruntăm, bineînțeles, și cu forțele exterioare. Pe această cale vreau să mulțumesc și tuturor celor care m-au sunat, care au spus că susțin evenimentul nostru, dar nu pot fi aici. Ba că sunt amenințați de primarii din comunile lor, ba că sunt amenințați de directorii de la serviciu pe care îl ocupă viața de zi cu zi, dar asta sunt convinsă că ne va întări și vom fi mai mulți și de, din ce în ce mai mulți. Știu cum este în opoziție, avem cunoștință și de guvernarea pe care suntem în stare să o împărțim celor care vor binele Bacăului și al României. Știu că lucrăm în echipă, știu să și mulțumim, dar să și împărțim. Suntem o echipă puternică care vrea să joace într-o echipă și mai puternică, în echipa câștigătoare Alianța Aur. Am povenit de Alianța Aur, cred că trebuie să-i mulțumim domnului președinte și să-l invit la microfon. Domnule președinte, vă mulțumesc! Vă... Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Dacă știam că trebuie un program de glume, îl aduceam pe Mugur Mihăescu. L-am lăsat la centru de afaceri, unde prezentăm și pentru județul Bacău propunerea de program de guvernare. România, după 33 de ani de deconstrucție, trebuie să înceapă reconstrucția. E nevoie de fiecare dintre noi și de asta sunt tare bucuros că astăzi prinde viață sub conducerea doamnei Coșa filiala județeană a Partidului Republican. Știu în 2018 când nu eram implicat în politică, ce lupte s-au dus aici în Bacău pentru ca România să își piardă din suveranitate în fața teroriștilor etnici de la UDMR. Știm la ce presiuni a fost supusă doamna prefect. Știm motivul pentru care a fost dată afară pentru că nu a cedat presiunilor separatiștilor care ne alungau pe noi de acolo, de la Valea Uzului, spunând că aici nu e România, aici e drumul județean Arghita. Știm că în rândurile voastre sunt mulți patrioți care împărtășesc aceeași viziune ca și a noastră, privire la națiune, cu privire la familia normală dintre un bărbat și o femeie, la credința noastră creștină și la libertate. Mai știu că suntem o majoritate a poporului român care înțelege că nu se mai poate îngenunchi în fața tuturor și că e timpul să ne recâștigăm suveranitatea și independența și trebuie să fim și noi, poate, cum sunt polonezii, cum sunt ungurii și cum sunt alte popoare din Europa, în care facem parte, nu ne-a primit nimeni. Nu a fost un bilet de intrare. Și istoric și geografic, noi facem parte din Europa, iar umilința la care suntem supuși trebuie să înceteze. Și mai știu un lucru. Noi nu renunțăm și nu suntem o generație de înfrânți. De aceea, mâine, cu toții, mergem să ne comemorăm eroi de diferite etnii, acolo, la Valea Uzului, unde este un cimitir internațional, nu unul privatizat de UDMR, care le-a făcut maghiarilor la fel de mult rău cum ne-au făcut PSD-ul și PNL-ul nouă românilor.
De aceea, împreună cu Partidul Republican, cu Alianța Renaștere Națională, cu Alianța Națională Țărănistă, cu Partidul Aur, uniți toate degetele de la o mână, împreună o să reușim să facem schimbarea și să avem la noi în țară, în România, în București, la Satul Mare, la Carei, la Valea Uzului, la Bacău, o țară normală în care să putem trăi, să putem spera, să putem visa și să ne putem construi viitorul. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc! Domnului secretar general al Partidului Republican, domnul Ionel Petre. Eu, sincer, ne-am cam consumat minutele. Ceea ce v-am spus n-au fost glume, l-am interpretat eu. Ce v-am spus e realitate și uite că nu, eu un motiv să-i propun, sau un moment să-i propun domnului președinte George Simion, ca în contextul în care ajungem la guvernare să inventăm Ministerul Fericirii. Deci aș cu domnia sa că vor fi maxim 15, deci normal. Vreau să vă spun altceva. Iată că aici se vorbește liber, se dă dreptul la replică, pentru că, sincer, dacă aș fi fost în Parlament în momentul ăsta și aș fi fost membru AUR, aș fi avut doar 10 secunde. De ce? Pentru că au ieșit în stradă oameni și au spus ceea ce nu trebuie să se facă. Pentru asta au fost pedepsiți. A fost un moment pe care domnul George Simion l-a semnalat, pentru care s-a luptat și ca să-i se închidă gura, i s-a dat 10 secunde. Facem un test. Ce am putea să spunem în 10 secunde decât așa să ne ajute Dumnezeu? Maxim. Nu vă pot spune foarte multe. Noi am venit aici cu încredere. Îi mulțumim domnului George Simion fix pentru încrederea pe care ne-a dat-o și nouă, la rândul nostru, venim să vă arăte și să ne arăte și să își arăte, probabil, că în 2024 noi vom fi o forță. Rămâne doar să o dovedim și până atunci vor fi cu siguranță multe momente în care noi va trebui să fim uniți, și noi, și AUR, și Alianța Națională Țărănistă, intră în niște acțiuni prin care să arătăm că poporul român s-a săturat de minciuna PSD, PNL și în cazul Bacău și a UDMR-iștilor. Mâine este momentul ca noi, într-un număr cât mai mare cu putință, să mergem la Valea Uzului și să arătăm... Ia-ți microfonul. Deci asta se aude, nu? Da, da. Asta trebuie să vorbești și mai tare și asta se mai oprește. Spuneam că vă invit să mergem mâine la ora 12, sau de pe cum. În Valea Uzului să arătăm tuturor că România nu este preșul Europei. Nu este preșul nimănui, că suntem demni, că putem să arătăm că suntem o forță, așa cum am făcut în urmă cu vreo 2 săptămâni, și în Parlamentul European, și în fața Comisiei Europene, și la București, în fața Guvernului, și la București, în fața Parlamentului, și iată acum și la Bacău, cu ajutorul dumneavoastră. Dovada numărului mare aici, acum, este pura dumneavoastră prezență și faptul că în 2024 vom reuși să spunem că România merită să fie pusă exact acolo unde trebuie. România trebuie să fie prosperă, trebuie să fie demnă, iar românii trebuie să fie tratați ca egali în țară și în afară. Nu o să spun mai multe, mai sunt oameni care pot să vorbească. Eu vă spun decât așa să ne ajute Dumnezeu. Acum, pentru că suntem și multe doamne în sală,
o invit la microfon, la telefon, îmi scuzați emoțiile, pe președinta Organizației de Femei a Partidului Republican. Vă rog, doamna președintă, Diana Călin. Vă mulțumesc! Acum sper că m-au auzit cu toții, pentru că antevorbitorii mei au început cu așa să ne ajute Dumnezeu. Eu vă spun că Dumnezeu ne ajută. Din totdeauna am crezut că atunci când m-am născut, Dumnezeu a stat lângă mine. Sunt convinsă că Dumnezeu a stat lângă fiecare dintre dumneavoastră și că stă în continuare. Și că ne va ajuta în această bătălie lungă pe care o avem de dus. În această bătălie, un rol important îl are fiecare de dumneavoastră, fiecare femeie, bărbat, tână, om cu experiență de viață, cu experiență profesională. Dumneavoastră veți putea să-i convingeți pe rudele dumneavoastră, dar și pe vecinii, pe prietenii dumneavoastră și chiar pe oameni pe care nu-i cunoașteți, că este importantă fiecare implicare, fiecare persoană. Fiecare persoană poate face ceva pentru a aduce schimbarea în această țară, pentru a primi schimbarea. Vă dau alte vorbituri mei ca să demnitate. Noi dintotdeauna am fost un popor demn. Nu trebuie să cerșim demnitatea de la alții. Demnitatea o avem în fibra noastră și acum vom avea ocazia să o arătăm. Acum în încheiere, pentru că nu aș vrea să monopolizez. Eu vă spun că alegerile care vor urma anul viitor vor fi foarte importante. Cele mai importante sunt primele care încep cele europarlamentare. Până acum nu a existat un interes foarte mare pentru europarlamentare, pentru că poate cetățenii României nu au înțeles exact importanța lor. România este parte a Uniunii Europene, a unei organizații care a fost fondată pe criterii economice la început pentru a evita războiul și România este un stat care are drepturi egale în această organizație, doar că nu a știut până acum, prin conducătorii pe care au avut și prin reprezentanții pe care au avut acolo, să-și valorifice drepturile. Eu sunt convinsă că în alianța AUR cu celelalte partide vom putea să determinăm cetățenii României să trimită acolo oameni competenți, oameni care știu să vorbească cu EZA, eu așa zice, care știu cu ce se mănâncă Bruxelles, care știu să facă deosebirea dintre Uniunea Europeană și o birocrație de la Uniunea Europeană, care este un pic ca să spun așa, ca așa noastră. Există și acolo rotația cadrelor de mulți ani. Noi vrem să schimbăm acest lucru și să trimitem forțe proaspete care să se lupte pentru noi. Cam atât am avut de spus, iar în încheiere vreau să îi mulțumesc doamnei Maricica Coșa pentru invitație. Să spun că ea este un exemplu pentru femei, pentru că eu, bineînțeles, credeți foarte mult cauza femeilor și sunt bucuroasă că văd atâtea doamne în sală. Pentru că doamnele, alături de bărbați, vor face ca toate aceste lucruri să se întâmple. Vă mulțumesc! Și așa să ne ajute Dumnezeu! Nu în ultimul rând, îi voi da cuvântul domnului președinte al Partidului Republican, Marian Curcea. Mulțumesc, Maricica, mulțumesc fiecare dintre voi. Se pare că avem o microfonie, dar sper să ne și înțelegem. Microfoanele se pare că funcționează prin alte părți, mai puțin oficial. Și o știu bine, mai ales prin prisma activității pe care am avut-o în Parlamentul României de control asupra serviciilor de informații. Am venit cu prietenie, cu bucurie astăzi la Bacău. Mă bucur că filiala Bacău, condusă de Maricica, a depășit targetul impus de noi de la București și vă mulțumesc. Ea ne-a spus că ne va aștepta cu 300 de patrioți republicani. În sală, uitându-mă, suntem peste 400. Îi mulțumesc
prietenului nostru, George Simion, care e un partener adevărat. Și așa cum a declarat-o la începutul pașilor pe care i-am făcut în cadrul Alianței, contează valoarea umană, contează organizarea, nu contează partidul. Alianța noastră nu este despre oameni, este despre principii, valori și despre România. Ne interesează foarte tare ca România să aibă o speranță după alegeri. S-a vorbit aici că următoarele alegeri vor fi în 2024. Eu vă spun că suntem în campanie. Vă spun că alegerile trebuie să fie în septembrie, alegerile anticipate, pentru că guvernul lui Iohannis, guvernele lui Iohannis, au cea mai scăzută încredere în rândul poporului de după 90 până acum. În mod normal, acest guvern nu mai reprezintă pe nimeni. Își reprezintă strict interesele lor. Ei nu au un program de guvernare, ei au un program electoral. Își rănesc firmele de partid, își rănesc sinecurile, își pun în funcții publice copii, nepoți, amante și așa mai departe, care căpușează statul. Iar oamenii care sunt valoroși sunt nevoiți să plece peste graniță. Pentru că mai avem o Românie în afara granițelor. Suntem singur popor care, deși nu avem un război militar, există un război român-român, există acest dezastru care a determinat pe frații noștri să plece în afară, să-și câștige traiul. Aceste lucruri trebuie să înceteze. Lupta noastră, misiunea noastră nu este pentru a ajunge la putere și a face ceea ce fac ei. Nu! Noi suntem în fața dumneavoastră și alături fiecare român cu român pentru a reda speranța României. Pentru asta vreau să o felicit pe Maricica pentru ceea ce a făcut din calitatea de patriot în fruntea prefecturii când a apărat eroii români lăsați de izbeliște de guvernanți trădători. Mă bucur că ea nu a încetat lupta pentru români nici din calitatea de consilier județean. Și știu cât luptă și acum pentru a reprezenta interesele românilor, interesele băcăoanilor, interesele locuitorilor din Mărmănești, din Valea Uzului și din fiecare colț al Bacăului. Sunt convins că Maricica Coșa, alături de dumneavoastră, alături de fiecare patriot al județului, poate fi o soluție puternică pentru județul Bacău. Sunt convins că un județ condus de patrioți poate renaște. Dar nu doar județul. Și vorbesc în cunoștință de cauză și despre municipiul Bacău. Aveți, din nefericire, un neomarxist, servitorul generalilor SRI. De ce spun asta? Mi-a fost coleg în Comisia SRI și atribuția lui era să-i aștepte cu cafele pe aia de la SRI când veneau la audie. Sau să le pregătească cele necesare pentru audie, nu să vină să combată și să se ajute la scoaterea la suprafața tuturor neregulilor care s-au întâmplat în sistem. Pentru că în momentul în care noi am spus că au fost peste 6 milioane de români intercetați, el a spus că vorbim prostii, deși documentele îl contraziceau. Sunt multe lucruri de spus, dar ținând cont că am și întârziat și nu vreau să vă rețină foarte mult, îmi doresc ca acest eveniment să fie doar primul eveniment major la care participăm. Îmi doresc să existe o relație deschisă între noi, să ne sprijinim reciproc, iar modelul de la Bacău al republicanilor să fie multiplicat în fiecare din țară. Și mulțumesc!
și le mulțumesc colegilor care și-au făcut timp din alte județe și au venit la evenimentul organizat de voi. Mulțumesc lui Florin Dagea, președintele Partidului Republican Mehedinți. Mulțumesc doamnei președinte a Organizației de Femei. Mulțumesc Monica Bătănescu, secretar general al JUM. Mulțumesc Alex Puricea, președintele Călăraș, pentru că e un alt exemplu de mobilizare și organizare. Îi mulțumesc lui Dorin Petra, președintele Organizației Brăina. Mâine venim la tine și sper să fii la fel de mulți oameni. Mulțumesc lui Marian, secretarul general al Organizației Călăraș. Și mă bucur că au venit și alți colegi de alianță alături de noi. Mulțumesc Ramona Ioana Brunsis, una dintre vocile feminine care face demnitate românilor și ne bucurăm că e alături de noi. Îi mulțumesc omului Mungur Mihăescu, pe care recunosc că i-am spus astăzi pe drum că ne-am trăit adolescența cu bucuria că am o casetă cu Vacanța Mare. Este o mare emoție și o bucurie și o mulțumire că l-avem astăzi alături de noi în lupta pentru România. Această cauză nu este doar al lui Mungur, al Ramonei, al lui George, al Danielei, al lui Ionel, este a fiecărui inginer, a fiecărui profesor, a fiecărui student, a fiecărui antreprenor, că antreprenorii români sunt lăsați de izbeliște. Ei sunt stâlpul societății care e călcat în picioare de fiecare guvernare. Eu aș vrea să mă opresc aici și să vă mulțumesc încă o dată cu emoție și cu bucurie, cu speranță și vă aștept în 11 iunie la congresul de lansare a Partidului Republican de la București, unde sper să fim într-un număr și mai mare și vă așteptăm cu mult drag. Mulțumesc! Vă felicit pentru o echipă așa de tânără și de dinamică a republicanilor, la fel ca a noastră în Partidul AUR. Sunt convins că împreună o să reușim să câștigăm toate alegerile în 2024. Pe 9 iunie, alegerile europarlamentare, după aceea, în septembrie, alegerile locale și la municipii și în fiecare comună și la nivelul județului Bacău. Alături au venit colegi care s-au alăturat AUR, Alianței pentru Unirea Românilor, Polului Suveranist, Forței care va dărâma sistemul PSD-PNL. Mă bucur că s-au alăturat nouă și mă bucur că peste tot în partidele din cadrul Alianței AUR vin oameni de calitate. Sunt mândru să fiu colegul vostru și sunt mândru să fiu coleg și cu Mungur, și cu Ioana Ramona, și cu fiecare coleg sau colegă din toată țara și de peste mări și țări, din diaspora, unde avem jumate din mediu, pentru că avem jumate din țară. Noi, AUR, noi românii, suntem jumate în România toată și jumate în Anglia, Franța, Germania, Spania, Italia, unde duminică o să avem un eveniment similar. În programul de guvernare avem niște măsuri pe care PSD și PNL nu pot să le ia. Dar trebuie, dacă vrem să fim sănătoși ca țară, să le luăm. Altfel, în 2 ani, 3 ani, nu o să mai fie 6 milioane peste putare, o să fie 7 milioane. Și o să cadă pod după pod, clădire după clădire, și nu o să mai avem țară. O să ne predăm. Salariul pentru profesori, dar și pentru fiecare categorie socială din România, trebuie să fie
măcar la nivelul ultimelor țări din Uniunea Europeană. Trebuie să fie măcar 800 de euro. Antreprenorii români nu mai găsesc forță de muncă pentru că trebuie să dea banii, jumate din banii pe care iau și care plătesc un angajat, către stat. De aceea propunerea pe care Auro face este reducerea taxării muncii pentru primii 5.000 de lei. Un salariu brut de 5.000 de lei care trebuie să devină și salariul minim, să fie impozitat cu 25%. Astfel ca omului să-i rămână la nivel minim 4.000 de lei în mână ca să oprim exodul. Nu exact 4.000, că o să ne critique, că avem mulți dușmani, 3.860. În momentul ăsta, statul de pe un salariu minim încasează 1.100 de lei. Și cu 25% impozitarea muncii față de 47% de acum, tot 1.100 de lei va încasa. Problema e altundeva. Problema e la administrația prea stufoasă din fiecare comună, din fiecare municipiu, din fiecare județ. S-a parazitat, a fost parazitat statul român cu membrii de partid, care nu aveau nicio altă competență pentru a fi acolo. Nu că ăla are microfonia aia de care mă feresc, mai bine vorbesc așa. Pe scurt, trebuie să redevenim stăpâni. Trebuie să redevenim stăpâni la noi acasă. Pe resursele noastre naturale, pe gazele din Marea Neagră, pe petrol. S-a speriat OMV și vrea să prelungească licențele de exploatare până în 2042, când 2027 le expiră. O viață de om. Asta a fost ce am trăit noi, asistând la un proces de a fura sistematic România. Măcar să ne fi primit în Schengen, în schimb să avem și noi drepturi egale. Măcar să ne respecte și să nu ne trateze ca cetățeni de mâna a doua. Nu a fost cazul. Acum trebuie să ne luăm noi țara înapoi și să ne impunem să fim respectați. Lucrul ăsta este posibil. Aveți încredere în voi, aveți încredere în colegii din Partidul Republican și vreau să-i ascultați și pe colegii care s-au alăturat proiectului AUR. Ioana Ramona Brunzins este căsătorită și a plecat cu soțul ei, care este englez, unde era mai bine. Și față de mulți alții, a reușit să-și convingă soțul și să-și crească fetele aici, în România. Te rog, doar. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc tuturor pentru... Vă mulțumim tuturor pentru primirea călduroasă. Este o bucurie să fim aici, în mijlocul dumneavoastră. Da, fetițele mele cresc în România. Puteau să crească în America, puteau să crească în Anglia sau în Africa de Sud, unde am și locuit. Da, o știm foarte bine cu toții și o simțim din tot sufletul. Nicăieri nu este ca acasă! România este una singură, este cea mai frumoasă țară de pe planetă, pentru că este țara noastră. Aici ne-a crescut mama noastră, a fiecăruia dintre noi. Aici am mers la școală, aici am învățat să devenim oameni,
Aici am învățat să spunem Tatăl nostru. Cum să te duci și cum să fii fericit în altă parte, când trebuie să spui Tatăl nostru într-o altă limbă sau să-L asculți într-o altă limbă. Eu una nu m-am putut împăca cu acest gând. De aceea sunt aici și de aceea sunt în aur. Iar George Simion, pentru mine, este garantul faptului că tot ceea ce noi am scris în acest program de guvernare va deveni realitate. Și spun asta pentru că în ultimele 6 luni deja, uite, aproape 7, am reușit să-l cunosc și să-l observ atent. Și îl admir. Nu am venit aici ca să-l flatez, dar am venit în calitate de garant al garantului. Pentru că rar mi-a fost dat să descopăr un lider politic atât de tânăr, la 36 de ani, care muncește atât de mult. Rar mi-a fost dat să întâlnesc un lider de partid politic atât de disciplinat, atât de hotărât și care reușește să scoată de la fiecare dintre noi maximum din cât putem oferi. El este George Simion și sunt foarte mândră să fiu în echipa lui și sunt foarte mândră că acum suntem cu toții o echipă. Aș vrea să le încurajez pe doamnele prezente aici în sală să își facă vocea auzită. Să nu se simtă cumva mici și inferioare, ci dimpotrivă, să creadă în puterea noastră, în puterea femeii de a schimba lucrurile și societatea românească. Femeia este în centrul întregii noastre vieți și trebuie să o recunoaștem. Femeia este responsabilă, muncitoare, femeia este preocupată de viitor. Când spunem femeie, spunem mamă și spunem copiii noștri, viitorul acestei țări. Încurajați și alte femei să vină alături de noi, alături de Alianța AUR. Veți vedea că veți fi prețuite, promovate, veți și munci cu siguranță, dar veți vedea rezultate. Vă mulțumesc mult, vă doresc sănătate, putere de muncă. Ne așteaptă un an foarte greu, dar în 2024 vom avea șansa să începem reconstrucția României. Vă mulțumesc! Și invit pe Mugur Mihăiescu acum. Vă salut, surori și frați. Este prima oară când încerc să spun ce am pe suflet în fața oamenilor din Bacău, din țară, din toate regiunile care s-au strâns aici pentru a sta într-o gară. Suntem într-o gară la ora actuală. Este gara ultimului tren pentru România. Trenul care are posibilitatea să ne ducă conform a cazului într-o Românie sau într-o colonie. Vin dintr-o familie din profesori, mama directoară de școală, tata profesor, nevastă mea profesoară, surorile ei profesoare, socrii mei profesor, bunicii mei profesor. Iar cel mai ușor să distrugi o națiune e să-i distrugi copiii, să-i distrugi învățământul, să-i distrugi cultura. Insinuarea noilor curente progresiste ne fac astăzi să admirăm idei precum
descoperă-ți sexualitatea la 4 ani. Mie mi se pare, scuzați-mi termenul, o pedofilie morală. Am fost învățat să cred în niște valori ale bunului simț, cred eu. Ale bunului simț dat de o mamă, femeie, de un tată, bărbat, și de un copil. Cum este orice copil normal? Un copil care să poată să-și prețuiască și să-și respecte părinții, să-și respecte istoria, să-și respecte profesorii și să-și respecte poate o parte a tradiției. Este un program de guvernare deschis în care toată lumea poate să se scrie, să scrie și să modifice dacă nu-i place, să vină cu soluții. Pentru că este prima oară în 33 de ani când o formațiune politică, ați văzut că e și scârbă să zicem, politică, dă-mă politica lor, nu mă interesează, toți sunt la fel. Pentru că politica este făcută de oameni și șansa acestor indivizi, acestui fanar, acestui neofanar care a acaparat România ultimilor 33 de ani, este ca politica să stea departe de fiecare dintre noi, astfel încât ei să-și facă mendre. Am trăit toată viața aducând bucurie oamenilor. Am la ora actuală firme și am aproape 100 de angajați. În tot ce voi face, până când voi închide ochii, în orice carieră voi urma, iar acum aleg o carieră politică, voi încerca să aduc bucurie oamenilor. Duceți-vă acasă, duceți vorba mai departe și haideți să învățăm pe fanarioții ăștia că românii știu să facă și o politică a bucuriei. Eu vă mulțumesc, așteptăm ca alianța asta să crească, poate ca făt frumos într-o noapte cât alții în 10, și duceți vorba mai departe. Suntem propriile cărămizi ale construcției pe care vrem să o numim România. Vă mulțumesc și să ne ajute Dumnezeu. Nu știu, astăzi, după ce am fost la centru de afaceri, unde a fost Archiprim, după ce am fost aici la Royal Garden, unde este Archiprim, și după ce mergem mâine la Valea Uzului, împreună cu colegi din Comănești, Onești, Dărmănești, dacă, prin comparație, o să mă văd mai mult pe Căuani, cumulat aici, sau duminică la Roma și la Torin. Eu sunt de la Focșani, mai aproape de Focșani. De fapt, când te duci la Mărășești, ai vizitești Garoafa și dintr-un sat de lângă Garoafa, Răchitosul, zice, sunt brâncean. Sunt brâncean și nu-mi place să vorbesc la microfonul ăsta, pentru că îmi aud gândurile. Mi-aș dori foarte mult ca noi moldovenii, care de-a lungul vremii s-au făcut remarcați și au reușit să construiască o țară, care erau dintre cei mai viteji luptători pe vremea lui Ștefan cel Mare, care și astăzi
produc minuni, nu știu dacă l-ați văzut pe Ralici Fisecaru, pe acel mic geniu de la Botoșani. Și totdeauna, Botoșani, Suceava, Bacău, Chișinău, Prâncenii mei, au reușit să ducă peste tot fala noastră în lume. Din păcate, mai devreme la prezentarea programului de guvernare, am făcut o glumă și am zis că noi moldoveni deja am cucerit Bucureștiul și ne pregătim să cucerim Madridul, Roma și Londra. N-a fost glumă. Dar n-a fost tocmai o glumă. Am absolvit unul dintre cele mai bune licee din București. Colegiul Național Gheorghe Lazar, am făcut Universitatea din București și un master la Iași, la Alexandru Ioan Cuza. Jumate din colegii mei, din generația de liceu, facultate, masterat, sunt plecați peste hotar. Jumate. Nu mai găsim oameni capabili. Nu doar cu studii superioare. Nu mai găsim indulgeni, dâmblari, electricieni. Sunt toți în alte țări, muncesc pentru binele altora. Copiii lor, în marea lor majoritate, nu mai vorbesc limba română. Și nu mai sunt români. Chiar dacă provin din părinți români. Am fost la Sfânta Liturghie, la Piacenza, la Madrid, la Londra. Împărtășesc preoții acolo, în puținele parohii pe care le avem, ore întregi. Am contorizat 2 ore, sute de copii. Sunt o excepție, majoritatea nu merg la biserică. Majoritatea părinților nu vorbesc în limba română acasă cu copiii. Și exodul ăsta, mai mare decât al ucrainienilor, că ucrainienii au plecat 3 milioane. Și unii dintre ei au venit pe aici cu jeepuri și cu mașini scumpe și cu fițe. Noi am plecat 6 milioane. Nu mi-aș fi dorit vreodată să intru în politică, deși am primit oferte și de la PSD, și de la PNL, ceilalți care au mai fost și au dispărut. L-am ascultat pe lucruri mai devreme și cu siguranță nici el nu și-ar fi dorit lucrul ăsta. Pentru că politica, așa cum a fost făcută de la ultimii 30 de ani, e o mizerie. Și nu vrei tu ca om integru care are un drum în viață, care are niște aspirații, niște valori morale, să iei din o mizerie. Să te bagi cu unii care au capturat asta. Asta s-a întâmplat în momentul ăsta. Au pus stăpânire pe bogățiile noastre. Vreo 1000 de familii, așa, mai mult. De bandiți. De niște hoți, care nici nu sunt foarte inteligenți. Niște hoți proști. L-ați văzut, l-ați avut aici, pe Crebeciu, de exemplu. El era tata lor. Era cel mai inteligent dintre ei. De ce zic poți proști? Pentru că nu e posibil să dai bogății de miliarde de euro ca să-ți faci tu o vilă, îți iei o mașină scumpă, îți iei 1 milion de euro. S-au vândut ieftin. Foarte. Și-au venit cu niște texte pe care nici măcar nu le mai recunosc acum. Eu sunt născut în 1986. Sunt de cei mai tineri dintre dumneavoastră. Dar am crescut în anii 90, în care Petre Roman spunea că economia noastră este un morman de fiare vechi.
trebuie să scăpăm. Eu, cu mama Grinceanu, că născut la Focșani, cu școala la București, uitându-mă la Pro TV, eu am cel mai mare adept ca să vină investiții străine, să vină privatizări. Cursul nostru de integrare în Uniunea Europeană și în NATO. Și când am devenit lucid și mi-am dat seama că prețul a fost să ne vindem resursele pe nimic, că închizând acele întreprinderi care poate nu aveau profit, dar nu mai e nici locuri de muncă și oamenii trebuie să-și găsească norocul peste pătare, am înțeles că am fost mințit. Am fost unul dintre oamenii care acuzau în liceu, în facultate, aveam tricou, mai bine mor decât comunist. Mi-am dat seama că, pe lângă lucruri negative și lucruri rele, s-au făcut și lucruri bune. În 24 de ani. Și nenorociții ăștia, hoții proști despre care v-am vorbit, n-au făcut decât să o lomoare pe Ceaușescu, să pune mâna pe putere, și să ne vândă pe nimic. Așa că noi, o mână de tine, am pornit cu mâinile goale să le luăm putere. Anul 2020, în decembrie, nu auzise mai nimeni de aur. Pentru că acei hoți roșii despre care v-am zis, ce-au spus? Noi avem monopol pe televiziune. Controlăm toată presa. Aproape toată presa. Nu le dăm bine ce problemă. Colegul meu, Claudiu Târziu, păstă oameni de-a fost. Nu o să știe nimeni de ei, nu reușesc să treacă prag. Avem casele de sondare a opiniei publice, noi îi băgăm în sondaje, ne dădeam așa, 1%, 2%, ca să descurajeze oamenii să nu vină să pună ștampila pe aur. Și nu ne-au chemat la nicio televiziune. Și presa scria, dacă scria, nu mai niciun. Și cu toate astea, nu au trecut prag. Și am luat 10% din voturi. Fără baronilor, fără milioane de lor de euro, doar cu un telefon. Pentru că s-a dus vremea aia în care prosteau poporul pe televizor. Au început să apară canale alternative. Acum, pe 24 mai 2023, la un an înainte de marea bătălie pe care o avem de dus, tot așa, ne prezintă în sondaje că n-au ce face, 20-22% la televiziune, la toate televiziunile, extremiști au, pericolul au, violențele, analfabeții, putiniștii, proruși, cuțitari, nu au liniște și prezintă așa au, ca fiind cea mai mare plagă, cel mai mare rău care îi se poate întâmpla României. De ce? N-am fost niciodată la guvernare. Nu avem printre noi oameni corupți. Dacă am avut printre noi oameni cu diferite probleme de caracter sau morale, i-am exclus în a doua zi. Nu am făcut contracte cu statul. N-am jurat cu ei, pe scop. Și pentru chestiunile astea, noi trebuie să fim înveninați, trebuie să fim arătați pe degetul și românii trebuie păcăliți iar, cum au fost în 2000, votați-se de mai mic, votați pe Iliescu, acum pe Ciolacu. Și vom vedea că asta va fi marea bătălie, dacă numărul celor vaccinați împotriva propagandei, împotriva minciunii,
este mai mare anul viitor la alege. Avem toate rândurile de alege, încheiind cu prezidențiale. Sau o să câștige sistemul care a distrus toată industria din Bacău și, în schimb, a băgat bani în televiziune. Ca să stea lumea în fața televiziunilor, să cumpere medicamente de la farmacii, eventual care mai prinde cu 200 de lei să o joace cea la păcăleme, și să fim sclavii ideali pentru sistem. O altă șansă ca anul viitor nu mai prind. De asta, relația, prietenia, alianța cu republicanii, cu doamna Coșa, cu domnul Cucșa, cu domnul Ionel Petre, ne face o mare onoare și contăm pe voi ca să facem ceva istoric. Anul viitor, Alianța Aur, 50% plus 1 din voturile românilor. Ca în felul ăsta să nu trebuiască nici cu PSD, nici cu PNL, că sunt de fapt de aceeași mamă. Și coalițiile acestea care au condus țara cu guverne provizorii până acum, să nu mai trebuiască să fie făcut. Aș vrea să-l rog și pe colegul meu să vă transmită salutul său. Eu sunt vrâncean, el e băcăuan. Împreună am pornit la acest proiect numit Alianța pentru Unirea Românilor. Și până acum am reușit. Suntem cea mai mare spaimă pentru sistem. Mulțumesc! Mulțumesc, frate George. Mă bucur foarte mult să fiu în fața dumneavoastră, acolo și de-a vinilor mei. N-am fost de mult în Bacău. Mă gândeam că de asta vară, de când mă aflam într-o campanie de consultare publică, așa cum ne aflăm și astăzi. Campania de astă vară se numea Ce vor românii? De pe urma acelei campanii am pus și câte ceva în programul de guvernare pe care l-am lansat astăzi la Bacău, în dezbatere publică. Și astăzi am vrut să aflăm ce cred băcăuanii despre ce am înțeles noi că vor românii. Este vitală această legătură pe care trebuie să o întreținem cu cei care ne desemnează într-o funcție de demnitate publică. Noi nu putem pretinde să-i conducem pe cei dintr-o comună, dintr-un oraș, dintr-un județ sau la nivelul întregii comunități naționale, dacă nu știm ce puls au, ce nevoie au, ce năzuințe au, ce dureri au, ce nemulțumiri față de clasa politică, față de un partid sau de alt. Când am pus numele acesta de Alianța pentru Unirea Românilor, noi ne-am gândit că e timpul să încetăm cu părțile, cu împărțirea. Să facem o alianță toți românii pentru România. Și Bunul Dumnezeu ne-a ajutat să avem bun început. Dacă proiectul AUR a reușit să obțină accesul în Parlament, chiar imediat după înființarea lui, ca partid politic, astăzi suntem chemați să facem un pas mai departe, ca împreună cu alte formațiuni politice care înțeleg imperativele momentului în România, care vor, într-adevăr, să îi slujească pe cetățeni, nu să îi sclavagească, nu să profite de ei, împreună să guvernăm această țară, să o reconstruim și să o reașezăm pe un făgaș de dezvoltare,
astfel încât cu toții să redevenim mândri că suntem români. Mândria națională nu vine doar din trecutul glorios, ci și dintr-un prezent măcar acceptabil, dacă nu unul de referință pentru alții, pentru noi înșine și pentru cei din afara noastră. Așa că trebuie să creăm condițiile pentru această mândrie națională pe care nu ne-o vom întreține într-un mod necreștinesc, ci doar ca un combustibil pentru motorul devenirii naționale. Nu poți să construiești nimic dacă tu crezi despre tine că nu ești în stare să o faci. Și nu să înaintez mai mult cu ideea din acest punct pentru cauza națională, o să mă întorc la subiectul zilei de azi de aici. Vedeți dumneavoastră, trebuie să credeți că puteți. Noi am crezut, eram o mână de oameni, pur și simplu se uitau toți la noi ca la niște nebuni, când le spuneam că vom intra în Parlament. Și s-a întâmplat lucrul ăsta, pentru că am crezut că se poate și am făcut tot ce a depins de noi să fie posibil. Nu ajunge doar să crezi despre tine că ești bun. Trebuie să și performezi. Iar asta înseamnă o muncă de zi cu zi. Știu, eu acum pe unii dintre noastră îi cunosc, măcar din vedere, dacă nu dintr-o relație profesională, ca jurnalist local sau politică. Și știu că unii aveți experiența necesară, că știți ce înseamnă această muncă politică și că sunteți înarmați pentru drumul ăsta. Trebuie să le transferați încrederea dumneavoastră, priceperea dumneavoastră, entuziasmul dumneavoastră celorlalți care vă urmează, care vi se alătură în acest proiect, să fiți și dumneavoastră puternici în Alianța AUR. E important ca partidul dumneavoastră să fie un element fundamental în această alianță. Să nu vă mulțumiți cu ideea că, domnule, este un partid locomotivă care duce oricum la câștig și suntem și noi acolo, un vagon. Încercați să fiți și dumneavoastră o locomotivă în acest tren. Să împingeți și dumneavoastră peste 50% din voturi. Peste 60%, dacă se poate. Pentru că e nevoie de o reformă radicală în România. E nevoie să schimbăm felul de a se face politică în România. Și nu o să reușim cu 30, cu 40 și poate că nici cu 50% nu o să reușim să facem tot așa cum trebuie. Dar cu 60, cu 70 s-ar putea. Iar o să spună lumea că am nebunit în ziua. Dar vă spun sincer că n-am înnebunit. Văd ce entuziasm este în jurul acestui proiect. Ce emulație. Ce efervescență. Și înțeleg că nu este artificială această stare de spirit. Este una care e fundamentată pe sentimente curate și pe faptele noastre. De aceea mă bazez pe ceea ce spun. Că putem și 70%. Și mai mult de 70%. Dar haideți să ne mai lăsăm și eu câte ceva, că atunci mai e democrație. Da. Glumim. Dar amintiți-vă că în Republica Moldova, în Basarabia, statul românesc de dincolo de Prut, pe care sperăm din toată inima să-l aducem curând acasă, a fost o criză politică de mai bine de 10 ani. Și nimeni nu avea puterea cu adevărat dincolo de oligarhii care manevrau toate partidele politice. Ei bine, s-a întâmplat un miracol. Sigur, nu stăm acum să explicăm ce a stat în spatele acestui miracol. Dar un partid a câștigat peste 60%. Dacă s-a putut acolo, eu cred că se poate și în România. Cu alte pârghii, fără oligarhi, fără servicii secrete,
fără puteri străine? Se poate. De ce? Pentru că suntem români și putem. Succes! Doamne ajută! Dragi colegi, acum am rugămintea să intrați cu toți în sală. Invitații noștri v-au văzut frumoși și își fac o fotografie cu dumneavoastră. Mulțumim mult! Acum vă mulțumesc tuturor pentru participare. Va fi rândul presei. Și vă doresc că ne pot acorda invitațiilor de la București o sesiune de fotografii cu dumneavoastră, pentru că știm că vă urmează o perioadă foarte aglomerată, aveți un program încărcat și astăzi, când sunteți în mijlocul nostru, ne bucurăm până la capăt. Mulțumim mult! A, și dacă nu președinte, dar amintește, am zis că am emoții. Știți cu toții că pentru mine este un proiect de suflet, Valea Unirii. Știți cu toții și aici vă mulțumesc pentru susținerea care mi-ați dat în campania electorală. Mulțumesc orașului Dărâmănești pentru că acolo, în Maricica Coșa, a avut cel mai mare număr de voturi. Vă mulțumesc că sunteți aproape de mine și de proiectele în care astăzi consider că am pășit cu toții. Vă mulțumesc mult, dragii mei. Vă rog să fiți alături de noi în continuare și eu voi merge cu deviza mea până la capăt. Sunteți cu toții familia mea și eu sunt a voastră. Vă mulțumesc!